Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Costi Ivașcu, iată care sunt principalele evenimente ale ediției. Șeful jandarmeriei Argeș, Miron Tănase, a fost înmormântat astăzi. Sute de oameni l-au condus pe ultimul drum. Detalii vă spunem imediat la Observator. Duminică, peste 30 de suporteri ai echipei de fotbal Petrolul Ploiești au devastat un hipermarket din Pitești. Dezastrul făcut de huligani se vede și pe camerele de supraveghere. Vă arătăm și dumneavoastră imaginile în doar câteva minute. În nici jumătate de an, șomajul în comuna Priboieni s-a redus la jumătate, iar până la finalul anului, aproape 300 de localnici vor avea un loc de muncă stabil, chiar în comunitatea de lângă Topoloveni. Mai multe imediat, la Observator. Era un tată desăvârșit, un soț extraordinar și un camarad de neînlocuit. Din păcate, așa cum Dumnezeu îi ia în ceruri pe cei buni, așa a fost chemat și șeful jandarmeriei Argeș. Profesionist desăvârșit, șeful jandarmilor argeșeni suferea de o boală cruntă. A continuat să se dedice meseriei sale însă până în ultima clipă. Vineri inima lui a încetat să mai bată. S-a stins la 51 de ani și a lăsat multă durere în sufletul tuturor, familie, colegi și prieteni. Astăzi și-au luat rămas bun. Avem onoarea să vă salutăm, domnule comandant. Dumnezeu să-l odihnească alături de cei drepți. Plecat dintre noi mult prea devreme, ajuns în ceruri, purtat de rugăciunile noastre, cu toții am învățat ceva de la acest om. Să fim uniți, să fim un corp, să simțim și să trăim toți pentru unul și unul pentru toți. Astăzi jandarmeria română e un pic mai săracă, chiar mult mai săracă decât ne-am fi gândit noi. Am pierdut un camarad și un prieten foarte bun. Dumnezeu să-l odihnească și să aibă grijă de el în ceruri. Acum noi vom veghea de aici pentru sufletul lui și pentru bunătatea lui. Dumnezeu să-l ierte. Cuvintele pot fi de prisos în acest context, însă profesionalismul și dăruirea de care a dat dovadă, spiritul de corp, echilibru pe care le-a lăsat moștenire domnul colonel, ne onorează și ne obligă în același timp. Dumnezeu să-l odihnească alături de cei drepți. Și redacția Antena 1 Pitești transmite familiei condoleanțe. Dumnezeu să-l odihnească. Duminică, peste 30 de suporteri ai echipei de fotbal Petrolul Ploiești au devastat un hipermarket din Pitești. Dezastrul făcut de huligan se vede și pe camerele de supraveghere ale hipermarketului. Se observă cum ultrașii se împing, se bat între ei și dărâmă rafturi sau sparg sticlele de băutură. Totul a durat doar câteva minute, dar a fost timp destul pentru huligani să distrugă totul în calea lor. S-au împins, au dărâmat rafturi, au distrus produse spre disperarea angajaților hipermarketului care au asistat neputincioși la scenele de violență. Neputincioși s-au dovedit a fi și agenții de pază care nu au reușit să rețină sau să potolească vreun huligan. Clienții magazinului au sunat la 112 și numai intervenția rapidă a polițiștilor și jandarmilor a făcut ca distrugerile să ia sfârșit și ultrașii să fie trași la răspundere. În nici jumătate de an, șomajul în comuna Priboieni s-a redus la jumătate, iar până la finalul anului aproape 300 de localnici vor avea un loc de muncă stabil chiar în comunitatea de lângă Topoloveni. Minunea s-a produs grație autorităților locale, care au reușit să atragă un investitor privat, acesta dezvoltând în localitate o afacere profitabilă pentru ambele părți.
Într-un corp abandonat al fostului centru de plasament Priboieni, un om de afaceri din Cipru a reușit să dezvolte un modern atelier de croitorie, care produce haine pentru lanțuri de magazine din întreaga Europa. Pentru început au fost angajate 65 de croitorese, însă de la 1 septembrie se va da în exploatare și cea de-a doua linie de producție, iar personalul angajat se va dubla. Ce reprezintă investiția pentru comunitatea de aici din zona? Locuri de muncă? Condiții avantajoase, salariu la timp, tichete de masă, transport gratuit, programul de lucru de la 7:30 la 4. Spuneți că este o gură de oxigen pentru șomajul din zonă. Da, deci sunt locuri de muncă pentru locuitorii de aici din comună. Iată că deja, într-un timp destul de scurt, deja croitoria este în lucru, să lucrează. Avem deja 65 de fete angajate. Deja omul a dat la forță de muncă, vrea să mă angajeze 150 de croitorese afară de aceste fete care le are deja. Vrea să ajungă undeva la 250 de locuri de muncă. Cu mâna de lucru este de calitate, nu doar ieftină, piesele de vestimentație sunt produse sub brandul unei firme din Anglia, iar de acolo sunt comercializate în toată Europa. Noi lucrăm numai pentru export. Deci avem comenzi, deci numai cu Anglia lucrăm, vin produsele, deci primim materialul, materia primă, se croiesc, se lucrează, pleacă produs finit în afară. În perspectiva dezvoltării acestei afaceri, în ultimele două luni, atât angajatorul cât și autoritățile locale din Priboieni au apelat la o agenție de profil, care a școlarizat mai multe zeci de tinere din localitate în domeniul croitoriei, acestea urmând să fie angajate din toamnă. Cea de-a patra ediție a Zilei Comunei Vlădești, înscrisă în cartea de onoare a localității din zona Mușcelului, a adunat zeci de invitați și sute de localnici. Alături de Consiliul Local Vlădești, edilul Cristian Hristu a premiat elevii cu rezultate deosebite la învățătură, olimpiade și concursuri, dar și veteranii de război sau cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsnicie neîntreruptă. Pentru al patrulea an consecutiv, Comuna Vlădești a îmbrăcat straie de sărbătoare. Muzica, veselia, bună dispoziție și bucatele tradiționale oferite invitaților au reprezentat ingredientele unei petreceri câmpenești autentice, pe care administrația locală a organizat-o pentru a marca ziua comunei. La eveniment au participat și reprezentanța autorităților județene, parlamentari și primari din localitățile învecinate. Avem prezenți copiii, bătrânii și pe dumneavoastră cei maturi și cred că în această formație vom avea o sărbătoare frumoasă și să vă dea Dumnezeu sănătate, fericire și să continuăm tradiția și la anul și în anii care vin. Mulțumesc mult și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ca senator de Vlădești am venit de fiecare dată cu plăcere la zilele comunei. Consiliul Județean împreună cu consiliile locale organizează sub egida sărbătorilor Argeșului și Mușcelului aceste zile localităților, care pentru mine înseamnă două lucruri importante. Faptul că ne întâlnim și dumneavoastră veniți cu plăcere și faptul că se reînvie și ne aducem aminte de obiceiurile și portul popular. Toții să ne putem concentra pe ceea ce trebuie să facem, să muncim pentru această țară, pentru dumneavoastră, pentru a ne onora angajamentele care ni le-am luat în urmă cu 2 ani de zile sub o siclă extrem de generoasă, aceea USL-ului. Vă doresc încă o dată numai bine, la mulți ani, multă sănătate și ne vedem cu bine, de ce nu și la anul. Odată ce startul petrecerii a fost dat, participanții s-au putut delecta în compania artiștilor invitați să întrețină atmosfera și s-au putut înfrupta din bucatele tradiționale. Într-un asemenea cadru, distracția a fost cuvântul de ordine la ziua Comunei Vlădești. De la cei mai mici până la cei aflați la bătrânețe, toți invitații s-au bucurat de o zi cu cântec, joc și voie bună. Se anunță mare petrecere mare, duminică 31 august în Comuna Bascov, va fi ziua Comunei, mai exact a 8-a ediție. Artiști celebri ai scenei populare românești, dar și trupe moderne, vă pregătesc un spectacol de zile mari. Doina Bascovului, Nicușor Micșoniu, Niculina Stoican, Emil Mărunțelu, Florina Din, rapsozii Bascovului, călușarii din localitate, dar și trupa de la Stolnici. Sunt doar o parte a celor care vor urca pe scena de la Bascov și surprizele nu se termină aici. Vom avea surprize de muzică populară,
Mă refer aici la interpreți consacrați de muzică ușoară, dar cred că lumea va veni acolo în Poiană și va asista, ca de fiecare dată, un număr foarte mare, între 7 și 8.000 de oameni. Mii de oameni care în fiecare an de Ziua Comunei vin să se distreze alături de artiștii lor preferați și ca în fiecare an va avea loc și o tombolă cu premii. Mașini de spălat, cuptoare cu microunde, blendere, sunt doar câteva dintre premiile oferite de organizatori. Este o festivitate foarte mult așteptată de către cetățenii Comunei Bascov, chiar dacă anul ăsta am avut și această surpriză neplăcută cu inundațiile din perioada iulie, la sfârșitul lunii iulie, dar ușor, ușor sper să trecem peste acest moment și împreună cu toți cetățenii să înțelegem că este nevoie de ajutor, este nevoie de sprijin, dar este nevoie să mergem în continuare și cu aceste festivități. Deja și-au anunțat prezența la eveniment și zeci de primari din mai multe localități din țară. De altfel, vor fi și delegații străine din Spania și Italia care vor petrece alături de bascoveni. Seara se va încheia cu un concert Xonia și Mandinga, urmat de un grandios foc de artificii. Nicolae Dobrin ar fi trebuit să împlinească astăzi 67 de ani. De 7 ani însă prințul din Trivale se află alături de o altă echipă, una în ceruri. La mormântul lui Nicolae Dobrin a fost astăzi mare aglomerație, iar cea care a avut grijă de toată lumea a fost soția fostului mare fotbalist. 67 de ani, atât ar fi trebuit să împlinească Nicolae Dobrin, pentru mulți cel mai mare fotbalist român al tuturor timpurilor. De ziua celui care a fost prințul din Trivale, mormântul fostului mare fotbalist a fost plin de flori și înconjurat de persoane. Galeria echipei pentru care Nicolae Dobrin a dat totul, FC Argeș, nu putea să rateze momentul. Vrem să fim prezenți în fiecare an, cât ar fi fost ziua de naștere, cât și la data în care s-a stins din viață. Este cel mai important simbol al Piteștilor, al Argeșului. Îl avem mereu prezenți pe tricou și, indiferent ce se va întâmpla, care va fi situația în fotbal, noi vom fi prezenți cu sufletul alături de Nicolae Dobrin. Într-o asemenea zi, și cei care vor să-i calce pe urme lui Nicolae Dobrin au venit la mormântul celui care a fost prințul din Trivale. În urma sa, Nicolae Dobrin a lăsat, printre altele, o școală de fotbal ce-i poartă cu mândrie numele. Este o ocazie foarte mare. Aici chiar avem o șansă să ajungem fotbaliști. Sunt unul dintre cei mai mari fotbaliști ai României, poate chiar cel mai mare. Din păcate, nu am reușit să îl vedem în realitate. Am văzut doar videouri, CD-uri și... Ne pare foarte rău că n-am reușit să-l vedem în realitate. Așa este, astăzi am primit 7 ani de când dumneavoastră nu mai este printre noi. An de an venim cu soare, cu o lumânare să comemorăm acest trist eveniment. Imediat, în pași grăbiți, la mormânt a sosit și Gica Dobrin, cu durere în suflet, însă cu zâmbet pe față, gândindu-se parcă la cel care a fost alături atât la bine cât și la greu. Impactul meu de zi de zi este cu lumea de pe stradă, care n-a uitat, uitați-vă și în spatele meu, și mesajele și telefoanele spun totul. CS Mioveni începe în această săptămână o nouă ediție de campionat, primul meci fiind programat sâmbătă de la ora 11 cu ACS Poli Timișoara. Jucătorii argeșeni speră într-un parcurs reușit în sezonul 2014-2015 al Ligii Secunde la fotbal. Sâmbătă debutează o nouă ediție a Ligii Secunde la fotbal, echipa CS Mioveni având așteptări destul de mari de la acest sezon. Primul adversar va fi ACS Poli Timișoara, una dintre pretendentele la promovare. Cred că avem un meci destul de dificil cu Timișoara. Dar sper să ne mobilizăm, să pregătim jocul foarte bine în această săptămână și să începem cu dreptul, să începem cu 3 puncte. Sperăm să începem campionatul cu dreptul și să facem un meci bun cu Timișoara. Un campionat cu două echipa, ce vă doriți personal? Păi eu și echipa ne dorim să plasăm cât mai sus în clasament. CS Mioveni, ACS Poli Timișoara se joacă sâmbătă 30 august cu începere de la ora 11 pe stadionul Nicolae Dobrin din Pitești. În următoarele 24 de ore, vremea va continua să fie caldă în județul Argeș. Atât la noapte cât și în cursul zilei de mâine, cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla în general slab, iar presiunea atmosferică va înregistra ușoare variații. Valorile termice minime la nivelul județului vor fi cuprinse în general între 11 și 13 grade Celsius, iar maximele vor varia în intervalul 29-31 de grade Celsius.
Domnilor și domnilor, atât pentru astăzi. Vă mulțumim că ați fost alături de noi la Observatorul Local al Antenei 1 Pitești. Nu uitați, detalii găsiți și pe pitești antena1.ro. Sunt Costi Ivașcu, ne vedem și mâine la aceeași oră. Pe curând!